Dușmanii care veneau pe Marea Egee erau întâmpinați de tunul pe care l-ați văzut mai înainte. Nu aveau nicio șansă. Întinsa Mare Egee. Iată, doamnelor și domnilor, raiul pe pământ. Olimpul zeilor. La dreapta, nesfârșită mare pe care se putea naviga, la mijloc o câmpie mănoasă, iar la stânga, muntele, citadela a zeilor. Să admirăm litoralul Mării Egee, de la Platamonas până spre Caterini. Am vizitat cetatea Platamonas, situată între cer și pământ, între munte și mare. Ne ridicăm tot mai mult deasupra acestui spațiu binecuvântat situat între muntele Olimp și Marea Egee. Nemărginirea lui ne poartă cu gândul spre istorii îndepărtate pe care pașii noștri le-au simțit astăzi într-o înălțare spirituală sub privirile blânde ale zeilor. Suntem în Grecia, în satul vechiul Panteleimonas, unde casele sunt construite din piatră ca în vechime. Vom vizita împreună acest sat. Iată, zidurile caselor sunt construite din piatră. Străzile în sat sunt și ele construite din piatră. Țipuro, Alice, țipuro.
Фармація. Ще варто на ксену. Я воду спудерю ціпур. А ціпур? Ціпур, окей. А ціпур добуде. То покажу його, я вправо. Додика є? Додика є вправо. Хто покажу його, дядьо? Ебе, ми вправо. Поток ми... Не, набираєш на перець. În prezent, în satul vechiul Panteleimonas trăiesc puțini locuitori. Cei mai mulți au plecat în satul noul Panteleimonas. Iată, am ajuns și în centrul satului. Aici se află biserica și o piațetă. Aici se află terase îmbietoare care îți dau o senzație foarte interesantă în stomac. Credeți că satele noastre ar putea arăta așa? Mă refer să fie pline de turiști? Nu, nicio șansă. Ale noastre se întrec în vile și merțane. Totul este din piatră. Străzile, casele. Vedere spre Marea Egee și spre câmpia litorală din satul vechiul Panteleimonas. Mă străduiesc din răsputeri ca să vă redau imaginea acestui sat din piatră. Lumea este plecată din sat. Acesta este satul tradițional mediteranean, cu locuințe din piatră, dispuse pe versanți destul de înclinați, sub formă de cuib. De aceea li se mai spune și sate cuib. Vedere spre muntele Olimp. Vedere spre câmpia de la poalele Olimpului. Vechiul Panteleimonas, un sat grec situat între Marea Egee și Munții Olimpului. Terase îmbietoare, străzi înguste și locuințe din piatră. Iată ingredientele pentru succesul în turism. Înmiresmați de parfumul măslinilor și legănați de cântecul cicadelor, ne așternem din nou la drum pentru a vă arăta în emisiunile viitoare alte frumusețe ale bătrânei Elade.